4, anul 30, Iisus 33 jumate ale vieții sale, apoi Apostolul Ioan continuă până în anul 100, avem apoi Policarp, deci aici 956, Irineu, ajungem la anul 200, 300, și ajungem aici la 325, un an, unul dintre cei mai importanți ani pentru Biserica Creștină luat la general. Despre ce e vorba, vom vedea mai departe. Să citim ce spune aici, pe scurt câteva lucruri. O formă anterioară a crezului, numită regula credinței. Această, mărturisim această credință într-unul Dumnezeu Tatăl Atotputernic, care a făcut cerul și pământul și mările și toate lucrurile care sunt în ele și într-unul Iisus Hristos Mântuitorul. Se spune că această primă frază, pentru împărații romani, era foc sub picioare. Pentru că ei se considerau zei, urmași ai zeilor, iar credința lor era politeistă în foarte mulți zei. Să accepte ca să fie un singur Dumnezeu și mai ales Dumnezeul evreilor, cum gândeau ei, era inacceptabil. Ei, conducătorii lumii, să fie acum învățați de unii care erau considerați, disprețuiți și neînvățați de la marginea Imperiului Roman. Dar aceasta era învățătura biblică și bine că s-a afirmat puternic în primele secole creștine. Spune apoi în Iisus Hristos, credem în Sfântul Duh și în lucrarea sa făcută prin profeți. Detalii vom vedea mai departe. În perioada apostolilor, biserica era organizată, vedem aici o frumoasă scenă, Domnul Iisus spălând picioarele ucenicilor. Știm? Și apoi învățătură continuată apoi în biserica creștină. În timpul secolului I, conducerea bisericii era rezolvată, asigurată de către prezbiteri și diaconi. Aceasta era structura organizatorică, lăsată de apostoli. Cu timpul însă, când biserica a ajuns putere stăpânitoare, au ajuns funcții peste funcții asemănătoare puterii politice. Episcopi, arhiepiscopi, preoți, arhierei și așa mai departe, până la primul între egali, papa, episcopul de la Roma. Aceasta a făcut ca în biserică să apară două pături, clerici și laici. Deja ceva asemănător cu structura lumească din punct de vedere organizatoric. Chiar Apostolul Ioan spune că pe vremea lui era unul Diotref, care îi plăcea să aibă întâietatea și să disprețuiască pe apostoli. Se ajunge astfel de la prezbiteri, bătrânii bisericii, oamenii conducătorii, înțelepții bisericii, la episcopi, arhiepiscopi și așa mai departe. Sau, între cei mai mari, apoi primul între egali, ceea ce se consideră și la ora actuală, papa de la Roma, episcopul suprem, sau primul dintre egali, îi place lui să se numească. Lucrul acesta, este dat aici o ilustrație care aș vrea să trec peste ea, legile ferme, sloganul egalitarismului, toți suntem egali, dar unul este mai egal decât alții. Semnificația cuvântului prezbiter, după Noul Testament, era de om care era ales de popor, de biserică, ca fiind cel mai în măsură să învețe și să conducă cu înțelepciune și cu pricepere cu Duhul Sfânt biserica sa. Când biserica s-a organizat, s-a ajuns și la primul prezbiter și ceremonia din biserică, cina Domnului, botezul, sfătuirea, disciplinarea, căsătoria, predicarea, conducerea, să fie apanajul unor oameni aparte, care au ajuns cu timpul să fie considerat, să se considere deasupra poporului. Clement al Romei, circa anul 100, face deosebire între creștinul de rând, pe care îl numește laic sau mirean, și conducătorul al bisericii.
Deja începe gândul cel rău să aducă în biserică conducerea unor oameni deasupra poporului. Tertulian de asemenea folosește cuvântul crâng pentru a-i desemna pe conducătorii bisericii. Ciprian al Cartaginei continuă și în acest lucru. Se consolidează ierarhia bisericească, episcop, prezbiter, diacon și mireni. În anul 325 apare o dispută teribilă în Alexandria, Egipt, între preotul Arie și episcopul Alexandru. Arie era și diacon al lui preot, episcopul Alexandru era oarecum superiorul lui. Arie acesta începe să învețe că Domnul Iisus Hristos nu este Dumnezeu. Zicea el, dacă Biblia spune că a fost născut unul născut, înseamnă că a fost făcut de Dumnezeu. Deci nu e ca cu Dumnezeu, deci nu e Dumnezeu. Alexandru îi spune că e o greșeală, are loc timp de multe luni de zile controversa aceasta, se întinde în tot Imperiul și împăratul Constantin, în anul 325, cheamă pe delegați din tot Imperiul, delegați din Biserica Creștină, ca să discute ca și în Faptele 15, când a avut loc disputa pe vremea apostolilor între iudaizanți și oameni din lume, la Ierusalim, ca să discute și să dea o rezolvare a disputei. Acesta îi cheamă, acolo vine și Arie, care susține că Fiul Dumnezeu are un început și că este creat și deci inferior Tatălui. Controversa ariană, episcopul Alexandru, susținut de asistentul său Atanasie, învăța că Fiul este la fel ca Tatăl și egal în cadrul Dumnezeului. Iarăși aici harta cu privire la care arată întinderea ei, în mod deosebit, în partea estică a Imperiului. Această învățătură rătăcită până astăzi a subzistat. Și are loc o revigorare a acestei rătăciri în creștinism. Adică rătăcirea lui Arie, sau arianismul, sau cum se mai spune, antitrinitarianismul. Învățătura care contestă Trinitatea, Duhul Sfânt nu există, spune ei, iar Domnul Hristos este Fiul Tatălui, interiorul, nu e Dumnezeu din veșnicii. Arie pretindea că e nevoie să credem așa și să înțelegem așa pentru a susține, zicea el, în mod clar, în fața lumii, monoteismul ebraic. Adică un singur Dumnezeu. Neînțelegând caracterul unitar al Dumnezeirii, el căuta un subterfugiu care, de fapt, l-a dus la această rătăcire. În Nicea se convoacă acest conciliu, sub conducerea lui Constantin și a episcopilor, delegați din tot Imperiul, vin și dezbat la Nicea această problemă. În urma controversei, de acolo, se fixează principalele învățături ale credinței. Tensiunile între cele două tabere duc la separare. Amestecul puterii seculare întregului biserici a creat un precedent periculos. Decizia luată sub amenințare a perpetuat controversa ariană. Constantin și cu majoritatea lor condamnă rătăcirea ariană și spun, confirmă că după Scriptură avem de-a face cu Trinitate. Arie este exclus, este exmatriculat, cum am zis, din biserică și ajunge în felul acesta ca să se bucure, pe de altă parte, indirect, de statutul de victimă. Deși condamnat, în general s-a văzut în istorie că răul condamnat cu răutate, luptat împotriva lui cu ură, mă refer, mă deosebit, în domeniul teologic, nu este distrus și din potrivă se răspândește. Aici se întâmplă un rău foarte mare însă. Statul se unește cu biserica, biserica se unește cu statul, statul conduce biserica și în felul acesta se exercită abuz de putere, care până astăzi
constituie încă un mare rău în lumea noastră, acolo unde el există. O mică paranteză, știți că atunci când europenii persecutați la sfârșitul Evului Mediu, când s-a descoperit lumea nouă, America, când au plecat în America, lozinca lor era: vrem să întemeiem un stat nou, un stat fără rege și o biserică fără papă. Și așa au făcut. Legi democratice, astfel că în 200 de ani, țara nouă, America, Statele Unite America, a ajuns stăpânul lumii și conform profeției și datorită faptului că a avut o organizare socială, separarea statului de biserică, libertate religioasă și de conștiință deplină, statul neavând dreptul să se implice în organizarea și funcționarea bisericii. Persecuția, amestecul de stație biserică a dus întotdeauna la persecuție. După această învățătură, după acest conciliu, efectele Sfântului la Nicea, avem de a face cu o persecutare acum de către creștini a altor creștini. Ceea ce vreme de 3 secole creștinii fuseseră persecutați, acum ei, ajungând la putere, persecută pe cei care nu sunt de acord cu ei. Da. Satana știe să amăgească pe cei care nu stau lângă Dumnezeu și în timpuri bune și în timpurile. Controversa ariană se perpetuează mai departe și anii care urmează duc și la apariția unei controverse privind Duhul Sfânt. Astfel că în anul 381 se convoacă un nou conciliu și prin care se definitivează crezul creștin. Anume, s-au auzit. Crezul creștin spune următoarele lucruri. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vie cu slavă să judece viii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-unul Duh Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care de la Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Cred, să continuă ideea cu cred, într-una sfânt, sobornicească, adică universală, și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea dreptilor și viața veacului ceva să vie. Amin. Aici sunt cuprinse cele 12 puncte pe care noi le vom studia în întâlnirile noastre. A fost o perioadă de